Fără bivani. Încă o dată, noi ne-am adunat datorită lui Neapoiu Galan. Dacă nu era el, poate nu eram adunat așa de mult. Numărul văd că totuși e crește de la an la an, e foarte bine. Ce ne bucurăm tineret, că au apărut concurenți noi. Concurenți noi și tineri. Care bănuiesc că, adică pentru ei n-ar trebui să fie o dezamăgire concursul ăsta. Că uite, nici noi care știm multe, nu că le știm pe toate, știm multe despre pescuit, n-am putut să prindem pești. Din ce cauză? Că uitați și noi cum a fost. Vânt, curent, peștele nu prea a mâncat. Nu trebuie să... Deci eu am prins pește, am făcut unul cu biban. Ăla e norochior, cum să zic. M-a tras la mine, a tras la ăsta, prima dată la Tănase, după a tras și la mine. Nu pot să zic acum, bă, am prins noi nu știu ce. Că unde s-a prins sectoarele celelalte, unde s-au prins câțiva caraș, acolo a fost. Cine a știut să o controleze bine, a dat nada cât de cât grupat acolo. Nu trebuia multă, trebuia mai puțină. Și au prins pești care au știut. Care n-au știut, m-au de învățat. Dacă nu învață, trebuie să întrebe. Eu sunt dispus, dacă vine la mine să întrebe, eu îi zic, bă, la fiecare concurs care o să-l mai ținem, puteți veni înainte. Domnule, cum se poate pescui aici? Și pot să vă fac și montura, și Romica poate, și Marius Cășeru poate, și Dan Tănase poate să facă pescari mai consacrați, să zic așa. Și vă pot ajuta. Și barca Giu. Da. Să începem să mulțumim sponsorilor și să începem să... În afară de sponsor și că este memoria lui Neapuiu, noi, eu unul, țin să îi mulțumesc lui Romica și lui Toni că ne-a adunat. Bun. Să începem cu cei care au participat. Poate data viitoare o să fie mai norocoși sau mai... În primul rând trebuie să fii sportiv, că ăsta e pescuit sportiv. Aici nu venim să luăm un sac de pește, să-l punem pe tarabă la piață și să-l vindem. Deci în primul rând e pescuit sportiv. Cine a plecat, așa e la primul concurs. Mulți la primul concurs dezarmează și pleacă. Bă, gamea, în mintea lui acolo, am venit aici, am cheltuit bani și nu știu ce, că cama și în balta lor și nu știu ce. Pescuitul sportiv e pescuit sportiv, că prinzi, că nu prinzi, tot pescar sportiv te numești. Dacă vrei să devii altfel de pescar, îți iei autorizație de pescuit industrial, pui plase, iei barcă, nu știu. Începem să dăm diplomele, nu într-o anumită ordine, pentru că până în locul 10, mai puțin contează că ești pe 20, că ești pe 18, că ești pe 19. Da, noi, nu știu, putem face după ordinea de tragere. Așa s-a făcut la majoritatea concursurilor. În funcție de ordinea de tragere, chiar dacă n-ai prins pești, îți meriți un loc. A fost norocul tău de a-i tras mai în față ca ceilalți. Cu puține puncte. Da. Așa. Deci începem cu domnul Sandu Macedon. Da, mi-a spus că n-am luat lingura. Lingura nu este lingura, că lingura trebuie să fie din 12 persoane. Rusul Răzvan. Aici niște poze sau... Bravo, băie! Din partea asta, da, din partea aia să filmez, ca să vadă și sponsorizarea și concurentul cu fața și toți care veniți și vă luați premiul, veniți aici în față și cu fața la cameră. Așa și luați premiul și... Băi, treci acolo, da? Acolo e aici primit. Acolo faceți pozele. Uite, am uitat să menționez pe domnul George Vlad, care tot timpul a fost sufletist și ne-a ajutat cu tot ce s-a putut, fără să... Trăiască Gore-Tex-ul, că el mereu ne-a ajutat. Domnul George, primească nicio sponsorizare, nimic. Dar și o diplomă, oricum, dacă era pește, Gore-Tex are un cuvânt de spus. Eu l-am văzut, el a crescut de la an la an. Eu zic că așa cum ni se dă, mai așa, câte două pungi și o șapcă, eu zic că este mulțumitor pentru orice participant. Mana Florin. Bravo, Pupi! Bravo! Aici. Nu v-ați chinuit degeaba. Aici, în față. Da, da, și... Ciobotarul Adrian. Ai dat secretul. Pe partea asta, pe partea asta. Domnul Nenciu George, nu trebuie să fii dezamăgit, nu, ai fost foarte supărat. Nu? Ai încurcat, te-ai agățat, te-ai nu știu ce, dar îți mai întâmplă.
Primul rând să... Boierul Petru. Microbul e pe primul loc. Lasă că l-are, l-are. De la an la an. Felicitări, încet, încet. Și noi, eu vreo 3 ani, vărsam ficatul când veneam de la, de la concurs. Mă durea ficatul de supărare. Că... Domnul Stanciu Toni, nu, Nicușor. Dânsul a plecat, nu știu cine poate să... Un coleg, un... Dacă are vreun prieten pe aici, nu cred că are. O să rămână la magazin și... O să îl anunțăm pe forum. Lasă-i aici premiul, Laza și cu... Lasă-le da, separat. Da. Rămâne în cutie pentru el, da. Ferenc Vasile. Bravo, Vasile! Bine, Vasile! Hai, Vasile, că e în trintură. Ai avut aproape 30 de kilograme, dar te-a bătut alții cu mai mult. Asta e problemă. Data care vine, probabil, mai da, mult. Nicio problemă. Mai glumim o leacă, că de-asta n-am adunat. Domnul Vlad Costel. Vărul! Opa, opa! Bă, ora mea a luat-o în pământ, dar favor. Mă așteptam să faci istorie pe sandul ăla. Asta e. Da, dacă nu bătea vântul, chiar făceai cu boloneză. Domnul Bădeanu Florin. Da. Nu trebuie să te spui. Trebuie să-ți faci o ceașcă, să faci ghinionul. Părine, trebuia să dai și cu noi noroc. Are emoționat. Și cu Barcaliu, că acum zice că nu faci nimeni. Domnul Mugurai Popescu, care îl... Este de apreciat, dânsul vine de la rândul cu sărat special până la noi, a făcut o grămadă de kilometri. Așa este un băiat de nota 15. Dacă e prieten cu Romica, să trăiți. Să trăiești, Tony. Domnul Doru Dragoș, concurența noastră de la Mărășești. El a fost sufletul la Mărășești. Da, și este, și este. Noi vă mai așteptăm și la concursul de celelalte. Lasă că zi băieții. Nu mai sunt noi ăștia, nu mai sunt. E o ordine de sărbătoare. Dar nu... Și ce vrei? Și nu prea vrea, nu prea vrea. Poate eu vrea ăla. Captura în lui. Da, nu mă, ce e? Ori, el trebuie să nu zice. Ce-o i-a luat de la el? Acum aștept și el. Aia ce? Nu l-o tinceresc, uite, pe el îl scăpam din obiect. Până la urmă s-a încadrat domnul Tinceresc. Așa, începem cu cei care au prins o leacă mai mult pește și au intrat în clasament. Primul, în locul 10, este domnul Neagu Marian. Nu trebuie să-i dală. Chiar a venit lui Dumnezeu mai nou. Și nada. Locul 9. Și nada. Locul 9, Ticiuș Marian. Exact, mă. Bravo, Marian. Bine, domnul Marian. Bunicul 2. Da, chiar cel mai bunic este dintre toți. Ca vârstă, nu ca, ca suflet este tău. Așa. Așa, domnul Marian. Și aceasta va vă ține. Mai pitonam. Hai, bă, și acum, și acum începe singurul pierzător la Cupa Galan în fiecare an. Domnul, s-o sparge ghinionul. Da. Domnul Cășeru Marius. Cu Cășii. Și eu știam că ești Cășarul. Nu contează. Nu, la ce nu mai contează? Cu toți sunteți câte... Locul 7. Locul 7. Bă, uite, îți trebuie acolo, la sânge. La drojca. La setă de fund. Un milimetre și un milimetre de fund. La gheoreți, mă. Acum trebuie să anunț eu că colegul a avut grijă să iasă în primii 10. Domnul Bârsan Lucian Romeo. Bravo! Locul 8 e o găleată cu nadă. O găleată cu nadă, tare. Scrie pe ea locul 8. Asta din dreapta. Aia, aia. Bă, mai e un rucsac acolo. Da. Rucsacul ăsta e la... E la locul 3. Locul 3.
Și diplomă. Mulțumesc că e mult. Cine urmează? Victima de la Pădureni, domnul Velica Viorel. Bravo! Dați-vă niște jicuri, bă! Bă, bă, lasă-mă, bă-ți el, bă, montura de divan, bă! Foarte bă! Deci când vezi iepurile pe dală, știi că-i Velica la pește. Da, 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 scrie pe ea. Scrie pe ea? Nu, 6 e boloneza, mă. Boloneza. Dar 6 e el? Da. Ia uite fulanii! Ia uite, bă! Bă, mai bine și pășească pe unul. Locul 5, Florin Stoian, care are piciorul, a avut probleme la picior, piciorul în gips, tot a venit. Lasă-mă, n-a putut să rupă maciul cu piciorul. Nu, dar a făcut un efort să vină. Locul 5, e o mulinetă. Au ce acolo? O mulinetă. Da, Iva. Da, Iva. 2500 de spinning. Da, fiecare an Niță Costel îi veste din. Bravo, Niță Costel, care de la zi la zi ne surprinde. Și dacă nu scăpa carasul ăla din mână, era locul 1 în a doua manșă. Locul 4. E dat la locul 4? Cum din mână? L-ai scăpat din mână? Da, maci din mână, paracuta, bolinetă și fir. De 16. Da, felicitări. Mulțumesc. Da, ăla e la locul 3. Vezi, bă, dacă ți-ai luat praștie să nimerească pluc. Acum, înainte de a trece la primii 3 clasați, trebuie să anunțăm pe cel care a prins cel mai mare pește, care este domnul Munteanu Sandu. Bine, Sandule. A avut un drill fenomenal. Biban? Biban? Caras. Caras. Așa și o cupiță. Și așa, și te rog, și domnul. Alo. Lasă-l acolo cât se mai întâmplă odată. Te-i la mândrești, mă. Dă-i... A, nu, la capul. Nu mai, la... Locul 3. Domnul care a perseverat foarte mult, care normal pescuiește numai în gioalcă. Acolo s-a la Caraș. Și asta bagă, el și cu pas, și medalia asta. Da, și asta trebuie. Da, am trecut la podium. Am trecut la podium. Băcat că la fundul mare. S-a legat medalia mult. Și ăsta-i tot la locul 3. Locul 2, domnul Stanciu Toni. Ia, mă! Băi, oameni, și pe noi! Am putut eu două părți în lapte. Asta mă dă cu pierdine, domnul Mașapcă și cu tata. Mi-am pus talanga de pe. Acum, asta mă dă cu mare. În argintul. Aici a podiumul. Cu tot are cel cu argintul și la și la final la A și la asta. Și aici. Prea multe de la voi lunea de nație. Nu așa. Și acum locul 1. Mare de America. Locul 1 nu știu ce să facem, că dacă i-am mai luat niște cupe, dar hai să-i dăm locul 1. Tot domnul Munteanu Sandu. Bravo! Bravo! O să zici la băieți cu ce ai pescuit? Mai dăm încă una. Secretul, da, trebuie. Vă mulțumesc, am pescuit la prezneală. Nu mă, ce nada ai pescuit? Tubertinii. Stai așa, stai așa. Stai așa. O modifică, doamne, capotele. Stai mă, dă să mă bag jos aici. Puși cu mine un ari. Hai, paparazzi, hai, tata. Gata? Ați făcut? Aia nici din altul, dacă bate soarele. Poate prinde un bibănel care sare pe navă.